Partidul KIS FM are un președinte și un vicepreședinte. Este vorba de Olix și Dan Fințescu. Distanța nu mai contează pentru ei atunci când vine vorba de distracție, iar de la ședințele memorabile de partid nu pot lipsi. Așa că nu a fost nicio problemă să străbată sute de kilometri pentru a fi alături de ascultătorii bistrițeni. Programul show-ului pregătit de către cei doi are la bază o rețetă simplă. Distracție în cea mai pură formă, adică vorbă, muzică și dans. Partidul KIS FM... Salut, am și un microfon. Așa. Partidul KIS FM se află astăzi la Bistrița. Ați mai fost aici? Am mai fost o singură dată. Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Cred că a fost acum aproape pe un an, cam așa, dacă nu mă înșel. Era vară, deci nu chiar un an, dar primăvară spre vară, aproape un an, cam 8-9 luni. Cred că v-ați simțit bine alături de Bistrițe. O, foarte, foarte tare, foarte, foarte tare. Ce le-ați pregătit pentru seara aceasta? O tonă de distracție, 4 ore sau chiar mai mult de distracție. O să stăm până dimineața, vedem răsăritul în fața clubului undeva. Dan e cu vorbitul, eu cu muzica, până dimineața. Rețeta noastră e una extrem de simplă, noi nu ne complicăm. E distracție în cea mai pură formă. Vorbă, muzică și dans. Asta știm noi să facem, asta am învățat și probabil că asta o să facem până o să fim bătrâni, bătrâni de tot. Care este mesajul partidului către popor, ca să zic așa? Marion, people! Marion! Partion Bistrița! Sunteți la Bistrița? Unde ați fost? Unde veți merge? Mâine seară suntem în Sibiu, în Club Liquid și săptămâna trecută am fost la Fusion lângă Ploiești și la Daso Cadu. Și în Târgoviște, da. În principiu suntem pe la munte, că acolo suntem și cu radioul, dar am făcut o excepție pentru Bistrița, ne simțim foarte bine aici și ne-am întors. Da, într-adevăr, noi weekendul ăsta facem mai bine de 1000 de kilometri doar ca să fim aici pentru Bistrița, pentru Metropolis. Un scurt mesaj pentru fanii din Bistrița, pentru ascultătorii KIS FM. Mesajul nostru e foarte simplu. Știm că viața e grea, știm că de foarte, foarte multe ori îți vine să-ți iei câmpii, dar nu uita, cea mai bună muzică se ascultă la KIS! Tinerii bistrițeni abia au așteptat să se distreze alături de cei doi. Cum vă simțiți alături de cei de la KIS? Foarte bine! Cum e atmosfera aici în club? Super tare! Ești un fan, asculti KIS FM? În fiecare zi. Bine, am așteptat de mult, am mai fost niciodată, dar n-am reușit să ajung, dar foarte ok. Asculti de obicei KIS? Da, foarte, tot timpul, nu pot să nu mă opresc să nu-i ascult, asta îmi ascult cel mai mult. Este o seară mai specială? Că sunt ei, da, în orice caz, vineri seara nu prea era ok, dar așa că a venit de e marca. Altfel atmosfera? Îți poți da seama, nu? Da. Pe timpul zilei, președintele și vicepreședintele partidului KIS FM, adică Olix și Dan Fințescu, vor lupta împotriva statului degeaba, fiecare de la postul lui de comandă. Dan din Sinaia, iar Olix din Predeal.